Deci de români pleacă la muncă în Austria cu trenurile speciale trimise de la Viena. Primii 76 de îngrijitori din 18 județe au plecat deja spre capitala austriacă. Autoritățile au anunțat că trenurile care duc muncitorii în Austria vor circula săptămânal din stația Timișoara Nord. După ce vor ajunge la Viena, muncitorii vor fi testați pentru coronavirus, iar mai apoi își vor prelua locurile de muncă, în special de îngrijirea bătrânilor. Toate trenurile speciale sunt formate numai din vagoane cu șetă, fiecare garnitură având în compunere 5 vagoane cu șetă românești și 5 vagoane cu șetă austriece. Numărul total de locuri într-un tren este de aproximativ 350. Din cauza pandemiei de coronavirus, fiecare călător va ocupa câte o cușetă. CFR Călător precizează că ÖBB și autoritățile din Austria se ocupă de rezervarea locurilor pentru trenurile special comandate. De asemenea, responsabil de selecția și deplasarea pasagerilor cu aceste trenuri sunt agențiile de recrutare din Austria. La plecarea din Timișoara au acces în aceste trenuri special comandate de operatorul feroviar austriac doar persoanele declarate admise de DSP. Toți călătorii sunt obligați să poarte mască de protecție pe durata călătoriei și li se recomandă să utilizeze mănuși de unică folosință. Omul de afaceri și fostul candidat la alegeri